Bună ziua! Grupul pentru dialog social, reunit ca în pandemie în mod virtual, în cea mai mare parte, are marea plăcere și marea onoare de a da premiul anual pe anul 2020 doamnei Maia Sandu, președinta recent aleasă a Republicii Moldova. Vreau să spun că este un lucru neobișnuit, ceva fără precedent, pot să spun, în istoria de 30 de ani a Grupului pentru Dialog Social și a numeroaselor premii care au fost date, să dăm premiul unui șef de stat și chiar unui șef de stat în exercițiu. Pur și simplu aici nu există mai mare. Este deci o onoare și încă ceva, trebuie să spun că de multe ori premiile astea au creat mari dispute în interiorul grupului pentru social. Uneori eram gata să ne rupem de tot din cauza unor premii cu care unii erau de acord, alții nu. În cazul de față n-a fost vorba despre niciun fel de dispute. Toată lumea, până la urmă, a primit această premiere cu mare bucurie. Îi dau cuvântul acum colegului nostru, Sorin Ioniță, care va spune ceea ce noi numim laudatio, adresată doamnei președinte Maia Sandu. Mulțumesc, așa este tradiția grupului, să motivăm cumva alegerea premiantului în fiecare an. Și vreau să spun că sunt trei lucruri care au impresionat pe colegii de la GDS și au hotărât să dea acest premiu. În primul rând, răbdarea pe care doamna Maia Sandu a avut-o de a construi o politică de tip european în Republica Moldova, o politică centrată în civism și în drepturile omului. A fost un efort, știm și am văzut, întins pe mai mulți ani și cu resurse foarte puține. Nu se întâmplă des în politica este europeană genul ăsta de construcție, pentru că este o construcție de tip modern. De asemenea, al doilea lucru care ne-a impresionat este contrastul acesta teribil între dificultatea situației sociale și politice din Republica Moldova, care este o țară, sigur, de 7 ori mai mică decât România ca populație, dar de 7 ori mai complicată politic, am spune noi. Deci acest contrast între condițiile obiective foarte grele și performanța, care a însemnat până la urmă un succes după câțiva ani de construcție. Și în al treilea rând, nu e în al treilea rând, dar nu ultimul, faptul că a reușit să facă această construcție de tip european și să o ducă la succes, ca femeie, demonstrând calități de leadership remarcabile, leadership validat prin cea mai bună probă, care este rezultatul la urne. Nu avem în Europa de Est, și includ aici și țările nou membre ale Uniunii Europene, atât de multe exemple de femei lideri de succes în politică și asta face exemplele respective atunci când apar cu atât mai vizibile. Pe scurt, ca să închei, doamnă președintă, aveți o sarcină teribil de grea în momentul ăsta, o sarcină strașnică, cum se zice la Chișinău, nu numai aia de a conduce o țară, evident, dar aveți sarcina de a fi, cum se zice, un model de rol, o sursă de inspirație pentru mii sau poate zeci de mii de tineri, dar și de femei la început de carieră, de adolescente, de studente, de eleve de liceu care văd în dumneavoastră un exemplu că se poate. Asta cred că vă încarcă cu o responsabilitate foarte mare pe care eu personal nu știu cum aș putea să o duc. Deci e un rol acesta, acest model de rol de care am spus, e un rol pe care vreți, nu vreți, trebuie să-l duceți înainte, nu puteți scăpa de el. Pentru toate aceste lucruri am decis să vă premiem. Rolul acesta de a fi președinta aleasă a societății civile din Europa de Est. Sperăm să acceptați premiul din partea noastră. Pentru noi e o onoare să vi-l dăm anul ăsta.
și vă invităm să ne spuneți gândurile dumneavoastră cu această ocazie. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult pentru această înaltă apreciere și sunt onorată să fac parte din rândul marilor oameni care de-a lungul anilor au fost premiați de către Grupul pentru Dialog Social. Acest premiu este al cetățenilor Republicii Moldova pentru că ei sunt cei care au luptat și continuă să lupte pentru valorile democratice. Cetățenii Republicii Moldova sunt cei care au rezistat în timpuri foarte grele, au luptat împotriva unor regimuri autoritare, au ieșit în stradă pentru ca să nu permită corupților să prindă rădăcini la putere. Acești oameni, în pofida tuturor presiunilor, au muncit și au luptat pentru democrație. Am mers în alegeri, oamenii au mers la vot în diasporă, unii dintre ei parcurgând sute sau chiar mii de kilometri pentru ca să voteze. Aici acasă oamenii nu s-au lăsat intimidați, speriați de presiuni. Oamenii nu s-au lăsat manipulați de propagandă și au continuat să lupte pentru democrație și aceasta este realizarea noastră cea mai mare, dar aveți dreptate, avem foarte mult de lucru în continuare și eu am o sarcină dificilă, dar o să mă sprijin pe încrederea cetățenilor și împreună cu ei. Sunt sigură că o să reușim să construim o țară democratică în care oamenii onești pot să trăiască bine și o țară în care oamenii să creadă. Știți cu toții care sunt problemele cu care se confruntă Republica Moldova și de ce foarte multă lume alege să plece. Scuzați-mă. Încă o dată vă mulțumesc foarte mult pentru această apreciere și sunt sigură că împreună cu toți oamenii care ne sprijină o să reușim în continuare și o să construim în Republica Moldova o societate de care să fim mândri cu toții. Vă mulțumesc frumos! Vă mulțumim și noi. Acum îl avem pentru o scurtă intervenție de final pe domnul Armand Goșu. El e cunoscut și la București și la Chișinău. E un bun analist al spațiului estic. Sper că poate intra în momentul ăsta și cu sunet. Ceea ce n-am precizat eu este că această diplomă care se vede aici în imagine, săptămâna viitoare o veți primi, bineînțeles, la Chișinău și ca obiect fizic, pentru că asta este. Astea sunt restricțiile impuse de pandemie, deci o vom trimite, va fi o premieră prin curier. Încheiem aici transmisia noastră, mulțumindu-vă încă o dată că ați fost alături de noi și că acceptați premiul pentru anul ăsta din partea GDC. Și încheierea, ca să spunem așa, la mai mare, dacă putem să facem un mic joc de cuvinte. La mai mare nu știm ce înseamnă, dar vă urăm spor la treabă și succes, pentru că vine un an dificil pentru toată lumea din toate punctele de vedere, nu numai medical, dar și politic. Mulțumesc foarte frumos și eu vă urez sănătate și numai bine tuturor. Toate bune.